bucurie? Care? Care, mă, zi? Nu zic. Hai, zi. Nu. Da, am revenit, sau ne-am revenit aici în platou alături de noastră, stimați ascultători, mai puțin să face ora 10 fix. Omul negru n-a venit. Da, și cum îmi spuneam, și ce mi-ai făcut în weekend? Nu-ți spun, e secret. Citește chestia aia care mi se pare genială. Care? Aia care mi se pare mie genială. Cu 10 lucruri care trebuie să le ai în casă. Sau vrei neapărat? Nu. Păi și atunci ce mă pui să citesc? Că așa. Că te plictisești tu și ce ai zis să facă și grasul muncă, că doar ce naiba. Bă, nu trebuie să citesc bancul ăla, trebuie să citesc bancul ăla neapărat. Hai că zic eu 10 trucuri utile în gospodărie, da? Ia. Cum să te descurci cu ce ai prin casă? Ia, cum? 1. Cu chih, limbar sau plastic. Acum, când poți fi atât de ușor păcălit sau păcălită de falsuri, noi îți arătăm cum să recunoști o piatră de chih, limbar veritabilă. Și te ajută în gospodărie cum? Da, sunt cristalele Skrzychowski care te ajută în gospodărie. Ah, da, mă înțeles. Da. Și telefoanele cu touch screen. Touch screen. Da. Telefoane acum ultima generație. Ultima generație, da. Adică iei telefonul și-l arunci. Touch screen! Știi? Cam asta. Am crezut că sunt pentru femei special cu telefoane cu touch screen. Touch screen. Așa, și? 2. Cada imaculată te ajută foarte mult în gospodărie, cuțitele perfecte, haine care nu se electrizează. Te ajută foarte mult în gospodărie. Da. Nu de asta, dar să ia nevasta după tine, știi? Da. Tălpi mai trainice, pete de rugină. Asta te ajută? Te ajută, uite. Te ajută, pentru a curăța rugina de pe chei, ori de pe alte obiecte, schimbă-le. Freacă-le cu o cârpă umezită înmuiată în nisip. Da. Da. Dar e tix. Poți folosești tix, că e aceeași chestie, e un nisip mai scump. Drept. Așa, chiuveta înfundată, asta te ajută în gospodărie. Te ajută în viață, da. Așa. Mătură mai rezistentă. Da, nevasta. Da. E cea mai rezistentă. Cea mai rezistentă. Ea are și mătură și mop și fulete de la care se dă de praf, știi? Fulete! Că e așa. Stai, dragă! Stai, leacă! Așa. Ne învață ăștia cum eliminăm cerneala. Nu și... mai scrii. Da, clar. Deci așa elimini cerneala. Nu mai scrii. Cum curăți calcarul de pe robinete, știi? Cum? Ia. Fii antenă. Ia. Calcarul din jurul robinetului de la baie sau de la bucătărie poate fi înlăturat cu o perie de dinți veche. Da. Sau nouă. Sau nouă. Acum nu. Înmuiată în amoniac. Da. Da. Și se duce calcarul de pe... Sau poți freca zona cu o jumătate de lămâie. Da. Freci zona cu jumătate de lămâie și se duce calcarul. Tot. Deci dacă ai piatră la rinichi, freci zona. Aia, ai înțeles? S-a freci rinichiu. Exact, freci cu o bucată de lămâie. Bă, da, și ce mă da, apropo de lămâie, stai, pe la mă. Dar eu am înțeles că e mai bună, în loc să folosești pasta de dinți, da, în fiecare dimineață. Sare cu lămâie? Nu, lămâie e simplă. Deci tot ce lămâie, înțelegi, și faci gargară cu lămâie. Și ci că e periculos de tare și mișto. Da? Da. Am să încerc, pe dacă bun. Mă păcălești. Nu te păcălesc, îți jur. Așa m-a mai spus mie unul, bă, apropo de chestia asta, bă, băiatul. Aveam un ulcior, la ochi, bineînțeles, cu ulciorul se face loc, ca omul. Cum, așa. Băi, eu am văzut oameni cu ulcior în cap. În India, femeile aveau un ulcior în cap. Ei, o trecut la altă categorie. Am probabil. Înțeles, da, e altă boală. Altă boală, da, boală de cap. Da. Așa. Și îmi zice prietenul ăsta, dar la OHA, știi, eu am crezut că e pe bune. Îmi zic, bă, ia o lingură, pune niște, de asta... Cum se cheamă? Bicarbonat? Nu bicarbonat, făină. Fă-le-o. Făină, știi, pui făina, o lași la... Să se încingă, să nu? Să se încingă și după aia te dai cu făina aia, să vezi cât trece. Te-ai dat, bă! M-am dat, îți dai seama că te dai! Că ai auzit și zici, bă, pe bune, deci am făcut eu pe bune, știi? Hai, deci, când m-a văzut, dă-i râset, dar râset de la boce, da, știi? Da, știu, râset, râset cu boce, adică râdea cu muci. Am nebunit. Și eu zic că, bă, dacă după mine, eu ce să Bancul zilei. Farmecul și inocența vieții la țară. În sat, la discotecă. Domnișoară, dansezi? Nu. Atunci hai să ne ajut să împingem un tractor. Nu râde, bă, Ștefan. Ha! Pleacă. Pleacă. Plec. Nu. E ce? E Tudor Gheorghe? Ce, e de bine? Poți să-l zici? Ce e roșu și rău pentru dantură? Roșu și rău pentru dantură? Nu știu! Cărămida! Da! De la 473, să știi, la sfârșit. Mersi mult 473, sunteți tari! Deci...
Foarte tare, ce e roșu și rău pe... Dar bine, e chestia aia, ce e roșu și vine regulat. Lasă Moș Crăciun. Moș Crăciun. Sau ce e roșu se târâie prin zăpadă, tot Moș Crăciun lovit. Cu o cărămidă. Cu o cărămidă care e bună pentru dinți. Exact. E, na. Așa, dacă tot veni vorba la bancuri, ai mai găsit ceva? Nu, dar eu bancuri... Vine sora acasă. John, doamna este singură? Nu, no, sir, este sus cu un domn. John, adu-mi sabia. Yes, sir. Sir se întoarce, sir se duce sus unde era doamna și deodată se aude un urlet. Sir se întoarce. John, un doctor pentru domnul și un tirbușon pentru doamna. Da. Ce vrei, mă? Se întâmplă și în casa lui John. Acum, ce să mai vorbim? Se întâmplă peste tot, asta da. Mai. Hai să-ți spun vremea, dacă te interesează. Azi, 4 martie, vom avea temperaturi destul de faine, o minimă de minus 10 grade Celsius și o maximă de 4 grade Celsius. Extraordinar. Ua! Și marți, 5 martie, adică mâine, minus 4 cu 4. Bun. Jucăm la... Da, păcănele. La păcănele, e minus 4 cu 4. Azi vedem vineri. Deci mă interesează ziua de vineri. Băi, deci nu vine să cred. Vineri, soare. 8 martie, nu e soare, e norat, dar vom avea o temperatură mâine minimă de 3 grade Celsius. Și o maximă de 12 grade Celsius. Deci e de bine. E de bine. Știi ce se întâmplă vineri, nu? Harlem Shake-ul. Harlem Shake la Piatra Neamț, la ora 14, la turnul lui Ștefan cel Mare. Vom împărți flori, fete sau băieți, melodii sau cântăreți. Ăsta e însurat, deci mă doare la bască. Deci numai flori primesc? Asta este. N-ai ce să fac. Se întâmplă. Așa, deci vom împărți flori, vom împărți cadouri doamnelor și domnișoarelor și vom dansa Harlem Shake frumos. Da, eu, deci, pe bune. Deci eu am... vreau să ce costumul ții. Trebuie să vii în costum, prietene, îmi pare rău. La bustul gol. Și cu o cravată. Nu, e bun costumul ăsta. Și cu o cravată. Eu nu pot să vin la bustul gol. De ce? Vomită lumea, e rău, îți face rău. Harlem Shake! Tata, come on! Hai! Nu, îmi iau, eu am zis. Îmi iau, am deja o pălărie enormă așa. Iau. Da, da. Și o învârți, faci. Da. Wiki, wiki! Exact. Wiki, wiki! Găsesc eu un sunet. Îl inventez eu pe loc. Da. Deci, după cum vă spuneam, vineri, 8 martie, la ora 14, la turnul lui Ștefan cel Mare, vom face un Harlem Shake frumos. Adică vom dansa frumos, vom demonstra tuturor oamenilor, la toată lumea asta de pe mapamondul ăsta, că se poate dansa și frumos pe Harlem Shake. Și vom da flori la fete și la domnișoare. Mai ales la domnișoare. Fetele sunt o categorie, domnișoarele sunt o categorie. Corect, de, corect. Și doamnele sunt altă categorie. Altă categorie. Acolo altă eu categorie. Nu mă bag. Înțeleg? Acolo mă bag, e de tine, la no. Doamne. Îmi pare rău, tu ești însurat, tu trebuie să te duci la doamne. Noi restul ne însurați. Da, mă, sunt însurat, dar nu sunt mort, adică... Dar îmi pare rău, fetele. Gata. Ți-ai creat crucea destul în spate. Hai, lasă la alții. Da, lasă crucea altora. Exact. Doamne, nu. Ce? Se când doresc vine și te sună, știe ceasul. Îți sună, știe, vă sună și vouă ceasul. Nu. Eu sper să nu-mi sune. Ai văzut-o pe asta? Fata fără chiloței a cântat în corul bisericii. Tot fără chiloței? Tot fără chiloței. Îți dai seama, popa? Îi se vede puțin de la nasturi. Nu mai ci că sunt chiloți special că de pagina. De pagina. Ia, nu, ia pagina, ia. Uite, fii antenă. Uite-o pe asta de la 5. Tot are față de greblă, îmi pare rău. Parcă i-a tăiat gura cu sapa. Da, toată. Zâmbește așa. Toată, să zâmbești. Știi că aia? Șoc! Șoc! Uite, Zoltan Nagy este un producător de filme pentru adulți, bineînțeles, și așa. Spune și actrițele porno poartă astfel de chiloți. Da? Inexistenți, da. Da, sunt niște chiloți... Imaginari. Da. Așa este. Sunt imaginari. Adică îți imaginezi că sunt acolo. A, bine, acum a fi vorba între noi, nu ne mai miră nimic, fraților. Hai să fim realiști, hai să fim serioși, hai că acum îl iau eu. Trebuie să-i dau în loc, în locket. Așa. Băieții și calculatoarele sunt la fel. Sunt greu de înțeles, întotdeauna au memorie insuficientă și mereu apare... Și mereu apare ceva bun. Ha, 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 ha. Cine a trimis mă mesajul ăsta? O femeie, cred. Dar ce a zis că n-am auzit? Cine? Tu l-ai trimis? Dar ce a zis? Bărbații și calculatoarele sunt la fel, fii atent. Sunt greu de înțeles, întotdeauna au memorie insuficientă și mereu apare altul mai bun. Ha, ha, ha. Bă, da, da. Ăsta îți spun eu, ține cu femeile astea. Băi, ăsta? Băi, Ștefan, măi. Nu, trimite-mi un banc acum cu femei, hai. Hai să te văd.
Na, ia-o pe bijou asta că mi se... A, mă, mă lași. Toarce stomacul. Știi când are, știi când are o femeie orgasm? Știi, Ștefan, când are o femeie orgasm? Când îi arăți cum... Nu, nu. Ia zi. Nu, cui pasă? Na! Hai, asta n-a fost frumos. Hai, bă, că a fost trebuie frumos. Să-ți pese când are o cum femeie orgasm. Faci, știi cum poți să faci o vacă să urle? A? Nu, ia zi. Nu contează, lasă. Hai zi că mai fi curios. Aici, îți scriu scriem, aici. Scriem, te rog. Înțelegi? Deci așa faci o vacă surlitate, clar. Ca să nu mai existi dubii. Păi na, m-ai băgat, m-ai enervat, ai vrut bani, bancuri, na, bancuri, na. Ce? Ei, vin de acasă, na. Care e de tu, gata, zici și mie, tă da. Cum? S-a inventat pastila care taie curiozitatea la da. Tine, uite, să știi. No, uite, români, uitați de băutură. Adică românii uitați, never, gata, nu mai există băutură, ia să vedem. S-a inventat pastila care taie pofta de alcool. Românul bea orice, de la coniac, țuică, vinuri de toate culorile, până la extremul spirit filtrat prin pâine. Corect. Bun, da. Bun. E, adică... Ăla cu asistenta frumoasă. Care? Nu știi spiritul cu asistenta frumoasă? Mona? Nu știi spiritul Mona? Ba da, îl știu! Nu știi. Ba, îl știu! Caută-mă pe Google, pe ce stai, vrei mă, tu acolo. Mă. Care, spiritul cu Mona? Da, spiritul Mona, atât spiritul trebuie spiritul Mona. Și etichetă. Etichetă? Ia să vedem. De ce ai zis tu cu spiritul? Alcoolismul a atins deja cote neașteptate, iar violența este asociată din ce în ce mai mult cu multiplele pahare de tărie. De acum însă europenii au aprobat medicamentul minune care te ajută să scapi de dependența de alcool. Care-i mă? De la imagini. A, gata, l-am găsit, băi, gata, îl știu. Mona. Îl știu spiritul cu Mona, gata, îl știu. Așa, da, e de mult. Cine a inventat ăsta? Spiritul? Da, nu ăsta cu pastila. A, nu, bă, ăștia de la Uniunea Europeană. Cât fraier? Eu am, deci eu fiind asistent medical de profesie, deci profesiunea mea în cultură, sunt asistent medical, da? Așa, și am făcut stagiul la psihiatrie. Că bun, suntem obligați. Am întâlnit pe acolo? Obligat. Nu, cred. Nu? Mi se... Nu? Ai, serios? Mi-aduce... Așa, și acolo la psihiatrie sunt pastile antalcool. Așa se cheamă. Sunt niște capsule dintre alea așa. De cal. De cal, să mor eu. Deci așa, mor, deci așa-s pastilele antalcool. Și după ce e o pastiluță de aia, pastiluță, după ce e o pastiluță dintre aia, ți-e rău când bei alcool. Deci dai la rațe, la șoareci, la ce vrei tu, la ce vrei tu. Dai tot. Tot regnul animal dai. Tot regnul. Și vin ăștia să spun că s-au inventat. Au mă lăsați când eram eu tânăr. Dar poate astea că auzi că asta taie pofta de alcool. Deci nu îți face, provoacă... Greață. Da. Taie pofta de alcool. Da. Deci de... nu mai vrei să bei. Păi de ce nu le pun în băuturi? Eu direct. Aș vrea să fiu... Da, direct în băuturi. Nu? În Mona? Da. Îl bagi în Mona? Dacă îl bagă în Mona... Bulă, care este cea mai urâtă soartă a unui câine? E de rău iar? Nu. Nu, ia nu, zi. Nu. Deci, bulă, care este cea mai urâtă soartă a unui câine? Băsescu. Lasă, da. Lasă-mă, morții vin cu mine. Acum ce sunt mai? Băi, erați-mă, mă, prostie. Tu ai trimis-o, Ștefan? Da. Nea. Trimite și tu, mă, bancuri ca lumea. Hai să fiu serios. Bun. O să scriu. Intru pe mes. Nu intru pe mes, că nu mi-am instalat Messenger-ul pe calculatorul meu. Dacă mi-instalez și Messenger-ul pe cal pe laptopul ăsta, deschid pagina în două zile. Lasă. Așa. Trebuie să o deschidă din weekend, pe toată săptămâna. bunătăți pentru femei de 8 martie. Păi da, eu ce-s? Măi, lasă deci bunătățile astea, lasă bunătățile carnale. Carnale. No, lăsăm la dulciuri, prăjiturele, savarin. Așa, zi. Margaretele și panseluțele dulci curg pe bandă rulantă la fabrica de ciocolată de la Cisnădie. Așa, e o fabrică de acolo, la Cisnădie. Uite, că fac mișto, adică bine. Arată bine, serios. Parcă nu-ți vine să le mănânci. Da, serios. Și uite, astea sunt frumoase, adică mie îmi place foarte mult atenția la detaliu, înțelegi? Deci chiar pe mine, dacă vrei să mă impresionezi o dată, dar nu mă refer la tine. Nu, eu nu. Așa, cu ce să mă mai impresionezi? Da, nu mai, dar e singurul lucru care poți impresiona-i fața mea, atât. În rest, nu mai am nimic ce să mă așa, nu. E atenție la detaliu. Dacă văd un lucru că, băi, uite, e așa, pac, pac.
Nu contează gustul, detaliu. Să exact, fie... detaliu să fie... Mie îmi place foarte mult ciocolata. Eu ce să mai zic? Băi, deci mănânc ciocolată în draci. Deci, bă, ce să zic? Mănânc ciocolată în draci, deci serios vorbesc. Deci dacă vreți să-mi faceți un cadou de, bă, la 40 de sfinți sau 40 de pahare... 40 de pahare de ciocolată. De ciocolată. Deci dacă vreți să-mi faceți un cadou, vă spun de ea pe acum, nu vă chinuiți, trimiteți pe adresa redacției un tort cu ciocolată. Deci și m-ați liniștit, dacă vreți. Dai mâncat tortul ăla cu ciocolată, este o cofetărie la noi care face un tort de ciocolată, de, îți mănânci picioarele înainte. Nu știi? Nu. Hai să mănânci de ziua mea, trebuie să aștepți până septembrie. Pe cât septembrie? 12. A meu e pe 30. Serios? Serios. Am uitat că tu ești balanță. Da. Îți balanță. Da, tu da, ce da. Ești picioară, nu? Da, da. A, stai frate. Da, frumos. Deci, dacă v-am spus, dacă vreți să faceți ceva cadou fain, faceți-mi un tir de ciocolată. Un tir. Nu are pretenții. Nu. Și nu va tirul expira, vă garantez. Ce marcă e tirul? Volvo, na. Te rog frumos. Da, tu de care? Nu, Volvo, ziceam și eu. Volvo, da. Nu mai complicăm să mai... Pac, înțelegi? Și nu va expira, vă garantez că nu va expira. N-apucă. Deci n-apucă să se expire, clar. Nu. O mănâncă scris noapte și zi. Nu mai vine două. Noapte și zi, of, ciocolata mea. Cam așa o să... Se despart din cauza banilor. Ei, na, ce măi? Da, ăștia de la Accent. După 11 ani de succes, da. Cei 3 membri ai trupei, dar nu erau 4. Dar unde au avut succes ăștia? Republica Moldova unde au avut succes? Nu mai e, ăștia chiar au avut succes la un moment dat. Da, la un moment dat. Dar chiar mă, dar erau 4. Nu, erau, pa, uite că-s aici. Mai era asta. Și ăsta, Adi Sână, da. Îi acuză pe ăștia alți că n-au voce. Da. Dar până acum, timp de 11 ani, au avut. Da. Dar acum nu mai au. Și au pierdut da, vocea pe parcurs. Așa, și nu vrea să mai împartă banii cu ei. Ce vorbești, băi? Da, știi, bă, fii atent. Mă deranjează când ajunge totul la bani. Știi, banul. Dacă n-ai bani... N-ai bani! Ai bani mult? Dacă ai bani, gata, fără, pa! Trebuie să-ți citesc un articol extraordinar. Deci este extraordinar... Pentru noi, ca să nu mai vorbească femeile degeaba, da? Și să spună că noi bărbații pe aici pe acolo, da? Obosim dacă gândim prea mult? Eu zic că da. Asta am zis și eu, frate. Ia să văd ce zic cercetătorii. Avem cercetători care se ocupă cu chestia asta, tată. Deși creierul reprezintă aproximativ 1,50 din greutatea corpului uman, el consumă aproximativ o cincime din oxigenul pe inspirat. Ne vine mai ușor să presupunem că supra-solicitarea telencefalului ne face letargici, dar asta nu este tocmai adevărat. Creierul folosește mare parte din energia sa pentru a se menține în stare de bază, în timp ce o zecime din energia noastră este consumată pentru pomparea ionilor de sodiu și potasiu de-a lungul membranei celulare cerebrale. Deja m-a băgat în ceața acesta, am articol. Bă. Bă, pe mine mă interesează dacă... Așa. Cu alte cuvinte, efortul mental nu le-a încetinit trupurile, dar, în schimb, i-a făcut pe subiect să perceapă sarcina fizică drept una dificilă. Așadar, se pare că efortul mental ne obosește, însă totul se petrece în capetele noastre. Deci, ne obosește numai în capul nostru. Da. Clar. Deci, eu de asta zic, eu tot timpul trebuie să, domnule, gândesc, deci exist. Clar. Mergem pe principiul ăsta. Da. Mai ai? Ce? Nu știu, acolo. Vrei să ne râdem? Hai să ne râdem. Hai, Ștefan! Bagă și tu una din chestiile alea care ți le-am pregătit azi dimineață pe stick, care ți l-am dat sticuție și l-ai copiat în calculatorul tău prea frumos și prea deștept. De la emisie. De la emisie. Hai, nu mai răsa. Ștefan! Fii antenă. Ia. Am aici, nu știu cum se cheamă, Libertatea. Da. Anunț în ziar. Celebră prezicătoare adevărată. Celebră prezicătoare adevărată, Ioana, da. Ioana, cum așa cheamă, apărută Prima TV, o găsiți București. Atât? E prea mult text, cred că. Și-o zis că, bă, scurtăm textul, dăm bani mai puțin. Da. Deci foarte tare. Dacă vreți prezicătoare adevărată, apărută Prima TV București... Nu, o găsiți București. A, o găsiți București. Da. Ai înțeles. Când da. Avem și noi prezicătoare adevărate, le găsiți central. Da. La central? Dar de ce ne sună? Stai să văd ce... Suni? Te răspunzi? Nu, e bipuri. E... 587. Nu, da, e 587, da. Hai, știi ce-o pățit ăsta sărac cu 587? Nu. A început să suni indirect. Da. A început să suni indirect și mă stresa într-o dimineață. Mă stresa maxim. Și zic lui Ștefan, rezolvă-l, știi? Ștefan, rezolvă-l! Eu trimis 600 de mesaje. Bă, ai nebunit la cap! Deci nu se mai prea. O sunat sărac. Opriți, vă rog frumos, nu mai pot. Blocați telefonul. Cine te-a pus, prietene?
5-8-7, te rog frumos, nu mai fac glume dintre astea, că-l pun pe Ștefan, adică... Are mesaj nelimitat, telefonul tău nu cred că are memorie, adică... Nelimitată, îți trimite 1000 de mesaj, gata, ești praf, ai nebunit. Fai, da, dai seama, eu am pățit așa, de la Șnapi. Cu mesaje? Da, mi-a trimis o dată 100 și ceva de mesaje. Așa, și? Asta a fost că, ha-ha, n-ai curaj. Ha-ha, n-ai curaj. Ștefan, bag un 300. Șop el! Ștefan, bag un 300 așa, de dimineață, așa, o... A trimis 150 de mesaje, Șnapi. Deci nu mai, s-a blocat telefonul, înțelegi, la propriu, deci nu mai, el nu mai răspundea la comenzi, știi? Ei, omule, n-ai văzut așa ceva. Ștefan, ai pregătit ceva? Da, două materiale. Două materiale? Vrei, nu vrei? Bine, tată, vrei, nu vrei, vrei. Adică asta este. Bine, hai, bagă materiale, hai să mai râdem puțin. Le-ai băgat, care le-ai băgat, ca să știu să răspund oamenilor? Stai așa că am primit un mesaj, stai să văd despre ce-i vorba și după aia. Nu mesaje! Aici, Madame Elodia, dacă doriți, vă citesc în palmă, în cafea și în buzunar de la distanță. De aici unde sunt, acum văd tot. Eu știu cine. Și eu știu că e Cosmin. Cosmin Elodia! Citește-mi în buzunar, tată! Dar na, ce să-ți citesc? Ce surpriză o să ai! Vai de capul tău! Ai văzut vreodată mulțimea vidă? Da! O vezi ia, acum! Ghicește un vid! Ia cum ghicești un vid! Ia dă-te, drecu! Ia dă-te, drecu! Citește tu un vid, na! Citește-mi palmă! Bun! Bun, hai să... Dă compilația, zi ce se întâmplă, bagă, compilație. Zi, care? O să ai o surpriză, stai zici ce tare! Am făcut, am găsit cum... O venit Ștefan! Cosmin! Elodia! A venit Elodia! S-a întors printre noi. Senzațional! Senzațional! Șoc! Bagă-mă materialul!